O delegație a Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană se află săptămâna aceasta în județul Suceava. Pe lângă vizite la obiectivele turistice din județ, reprezentanții mediului economic din Germania au participat la o întâlnire cu oameni de afaceri și șefi ai instituțiilor publice din județul Suceava. În cadrul întâlnirii s-au analizat oportunități privind colaborări între antreprenori din cele două țări. Șeful Camerei Județene de Comerț, Nicolae Troașe, a atras atenția că lipsa infrastructurii este probabil motivul pentru care oamenii de afaceri germani nu prea au făcut investiții în Suceava. Oamenii de afaceri germani sunt foarte puțini care investesc în județul Suceava. Dacă vorbim la modul concret, sunt 2 sau 3 oameni de afaceri germani care sunt acționari minoritari în firme foarte mici. Asta spune foarte mult. Acum, evident că în același mediu predictibil, sustenabil din România, acționează firmele germane și în vestul României. Și atunci trebuie să ne întrebăm de ce acolo se duc și nu vin și în regiunea noastră. Evident, poate și poziționarea geografică, lipsa infrastructurii nu i-a îndemnat să facă investiții în această zonă, dar în curând o să pierdem și avantajul faptului că avem o forță de muncă ieftină. Vedeți că nu majoritatea firmelor din zona noastră și din zona noastră au început să aibă probleme cu forța de muncă, ceea ce nu este îmbucurător. Și atunci, evident că singura soluție este poate să ne îndreptăm și noi către țările învecinate. Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean i-a încurajat pe nemți să facă investiții în județ și a afirmat că infrastructura se va dezvolta inevitabil. E o zonă cu oameni care au curajul să investească, dar au fost neîndreptățiți de lipsa infrastructurii. Dar de ce să așteptați voi, investitori, să vă duceți când sunt drumurile gata? Mergeți acum pe drumurile din, oricum, Uniunea Europeană de fonduri. Și trebuie să așteptăm drumurile. Poate că pui piciorul și faci investiții înainte de a veni drumul. Este loc de mai mult în relațiile cu Germania. Suceava, la Suceava, pe locul 7-8 e relația cu Germania ca poziție, ca cifră de parteneriat astăzi. Sigur că Austria e mult mai în față, având în vedere investițiile în prelucrarea lemnului, dar Germania are loc mult mai mare aici, în județul Suceava, dacă ne gândim la potențialul zonei și dacă ne gândim la motorul economiei europene. Prezent la întâlnire, prorectorul USV Ștefan Purici a arătat că Universitatea Suceveană se mândrește cu un număr mare de invenții și a spus că instituția este deschisă la colaborări cu operatori economici din Germania. Universitatea se află pe primul loc între universitățile românești în ceea ce privește inovarea, la numărul de brevete și invenții înregistrate și la cele depuse în ultimii 10 ani. Din acest punct de vedere, Universitatea se poate implica în această cooperare în diverse domenii tehnice, inginerești și economice cu firme din Germania. Ne lăudăm că suntem pe primul loc în ceea ce privește inovarea și brevetele, însă de câțiva ani de zile încercăm să trecem și la următorul pas, la transferul acestor invenții, acestor cunoștințe din mediul academic în mediul practic al industriei, al producției și ne propunem să înființăm un centru de transfer tehnologic. Din păcate, nu reușim încă să obținem modificarea legislației în domeniu, fiindcă un centru tehnologic, de transfer tehnologic, presupune o investiție de minimum 1,5 milioane, 2 milioane de euro, pe care, din păcate, universitatea nu și le poate permite să le investească. O altă problemă ridicată de investitori vizează lipsa forței de muncă. O soluție, identificată de primarul Ion Lungu, ar fi învățământul dual. Un exemplu fiind specialiștii pregătiți pentru combinatul Ambro. Primarul Ion Lungu a afirmat că administrația locală vrea să sprijine orice astfel de inițiativă. La combinatul celor zilei, care era dată să se cheamă Ambro Suceava, pregătim un operator chimiști împreună cu colegul Petru Moșat. Vreau să vă spun ceea ce e valabil sigur și pentru investitorii români și pentru cei germani. Avem capacități de a pregăti forță de muncă în domeniul tehnic la Colegiul Tehnic Petru Mușat și Alexandru Ambuza, de asemenea în domeniul alimentar, industria alimentară, la Colegiul Tehnic Industria Alimentară, la fel la Colegiul Economic, Dimitrie Cantemir, putem pregăti forță de muncă în domeniul turismului. Deci v-aș ruga toți cei interesați, municipalitatea este dispusă
sunt din acest parteneriat, deci se face un contract de parteneriat între municipalitate, unitatea de învățământ și agentul economic care se interesa să pregătească forța de muncă. Sigur, în aceste contracte sunt prevăzute, sunt stipulate de o parte și de alta obligații la toate categoriile implicate în contract și noi asigurăm baza materială, asigurăm finanțarea și sigur dumneavoastră veniți și dumneavoastră o parte din finanțare în așa fel încât să putem asigura forța de muncă necesară. Oamenii de afaceri suceveni au schimbat date de contact cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană și vor continua discuțiile pentru eventuale colaborări.